Bună și bine v-am regăsit! Astăzi discutăm despre parfumuri ceva mai deosebite și mi-a atras atenția o întrebare de pe un grup de pe Facebook în legătură cu parfumurile de nișă și scria cineva, bine, nu este un grup românesc în primul rând, trebuie să menționez asta, pentru că probabil dacă se întreba asta pe un grup românesc, nu știu ce comentarii primea. Este cumva o problemă și nu vreau să deschid subiectul ăsta, însă vreau să vă spun că am descoperit niște grupuri de discuții despre parfumuri de afară, din afara țării, care sunt acolo unde oamenii vorbesc tot felul de chestii și îndrăznesc să întrebe ce vor să știe, chiar dacă, în fine, mă înțelegeți voi. Ideea e că întreba cineva că ce este un parfum de nișă, pentru că pur și simplu nu știa și poate că nu știe toată lumea și nici nu trebuie să știe toată lumea. Dacă vrea să afle, poate să întrebe și de ce nu ar trebui să primească un răspuns, decent. Ideea e că vă spun la ce mă aștept eu când vine de vorba despre parfumurile de nișă. În primul rând, casa care produce acele parfumuri nu mai face și altceva. Haine, make-up și alte lucruri și face doar parfumuri, da? Nici eu nu sunt, adică eu vorbesc aici pe YouTube, dar îmi place să discutăm despre parfumuri. Nu sunt vreo expertă, nu știu nici eu exact, ca să vă spun sincer, poate să mai însemne și altceva. În al doilea rând, probabil că și ingredientele au aici poate altă calitate, sunt mai naturale, sunt mai cine știe cum. Da, vorbim despre casă, că face doar parfumuri, despre ingrediente, despre prețuri, pentru că automat acestea sunt mai mari. Și acum vorbim și despre mirosul parfumurilor de nișă. Și aici putem să discutăm despre tot felul de parfumuri, dar știți că mie îmi plac foarte mult parfumurile purtabile, parfumurile comerciale. În general, pentru mine parfumul trebuie să miroasă bine. Și asta întâlnesc cel mai mult la parfumurile de designer. Bineînțeles că acum am început să testez și eu niște parfumuri de nișă care mi-au dat colecția peste cap. Dar nu toate. Nu vă gândiți că toate parfumurile de nișă și toate parfumurile scumpe sunt cele mai cele, că nu e chiar așa. Acum depinde de preferințe și nu vă gândiți că dacă un parfum este 10 milioane, trebuie să fie și bombă, să persiste 2 săptămâni. Nici aici nu e chiar așa. Dar astăzi vorbim despre parfumurile mele noi de nișă și chiar unele dintre ele mă scot din zona mea de confort, dar odată ce ai atâtea parfumuri și ai deja în colecție cam ce îți place ție și majoritatea sunt de designer, ca să fiu sinceră, mie îmi plac parfumurile care miros bine, dar vreau să descoper și altceva. Și trebuie să vă zic că am testat, de exemplu, Nișane Ani și mamă ce frumos este! O să vin cu un clip în curând în care vorbesc despre parfumurile pe care le-am testat pentru că am decanturi, dar hai că m-am întins cu această introducere, dar ce voiam eu să vă spun este faptul că parfumurile despre care vorbim astăzi mă scot cumva din zona mea de confort. Au ceva povești mai interesante, au ceva mirosuri mai deosebite. Și haideți să începem. Deci am o lumină atât de proastă, îmi pare foarte rău, dar nu am lumină naturală și cred că nici lumina artificială nu ar face față. Dar ne focusăm pe parfumuri și n-avem ce să facem. Așteptăm și noi primăvara, lumină, soare, dar asta e. Haideți să începem cu o casă de parfumuri pe care eu am descoperit-o recent. O casă lansată în 2021, sunt doar câteva parfumuri și a ajuns la mine parfumul Dracula. Da, este un parfum inspirat de Vlad Țepeș și da, nu este un brand românesc, dar
Haideți să vă citesc câteva informații și o să înțelegeți. Colecția, bine, este tradusă din engleză și atunci o să mai fie, poate vi se pare că citesc niște aiureli, dar am tradus și nu am avut timp să corectez prea mult. Deci, colecția Voyage Royal ne poartă într-o călătorie olfactivă către regate pierdute. Se anunță ca o colecție de parfumuri inspirate de acei bărbați și femei care au modelat istoria omenirii și și-au schimbat cursul pentru totdeauna. Lumea nu ar fi aceeași fără ei. Parfumurile acestei colecții îmbină cu înțelepciune puterea și noblețea, ferocitatea și inteligența, perspicacitatea și violența, la fel ca personajele pe care le reprezintă. Iar despre parfumul Dracula ne spune așa: un acord exploziv, dinamic și copleșitor vine din întâlnirea unui amestec de note citrice, suculente și colorate. Inima dezvăluie cu putere tonuri aromatice și erboase, îmbogățite cu nuanțe florale moderne și nuanțe verzi delicate. Compoziția culminează în nuanțe lemnoase, calde și elegante, care dau un caracter și suflu, care dau caracter și suflu creației. Deci Dracula are ca și note lămâie, mandarină, rozmarin și cedru și este creat de Sophie Truitard. O să vă scriu eu pe ecran. Arată foarte bine sticla, miroase și foarte bine, chiar este un parfum pentru perioada caldă, este potrivit și acum, dar cel mai bine în perioada vara. Vara este cel mai potrivit. Nu mi-am luat hârtiuțe, of, unde găsesc și o plotere că am înnebunit cu ale hârtiuțe. Este super vibrant, citric, un pic îmi miroase și a geleuri cu Coca-Cola, serios, sau acadele cu Coca-Cola. Are ceva acolo care mă duce cu gândul la chestia asta, deci este și dulce. Este un parfum citric, dulce, aromatic, nu prea verde, dar foarte frumos. Nu l-am purtat, dar miroase bine. Miroase bine. Ce poți să-ți dorești pentru vară decât un parfum care este așa foarte citric, foarte vesel, este și dulce în același timp. Nu mă duce neapărat cu gândul la limonadă. Nu. Da, îmi place parfumul. O să discutăm despre el și chiar vreau să vă spun câteva chestii, că tot am făcut haul-uri în ultimul timp. Știu că vă plac haul-urile și mie îmi plac, dar trebuie să mai vorbim și despre parfumuri. Încep să fac chiar parfumurile săptămânii, pentru că acolo facem recenzii așa mai pe scurt, dar totuși facem recenzii despre parfumurile pe care le port. Facem și favoritele lunii, bineînțeles, dar începem să mai facem și recenzii, pentru că am început să fac foarte multe hauluri și nu-mi convine treaba asta. Știți că mie îmi place să alternez cumva clipurile, dar trebuia să vă arăt aceste parfumuri pentru că vreau să vorbim și despre parfumuri ceva mai interesante, iar la un moment dat o să revin și cu recenzii pentru ele. Mai departe, haideți să vorbim despre Anchor de la Theo Cabanel, un parfum despre care eu nu auzisem prea multe. Mă tenta foarte mult Olala de la Theo Cabanel și mă tenta și, care mai era, cel cu cafea, nu știu exact cum se numește, Cafe Cabanel, ceva de genul. Deci are o prezentare absolut minunată. Despre Anchor nu auzisem mai nimic, dar este un parfum foarte frumos. Pe acesta chiar l-am purtat. Este și foarte persistent, este și foarte frumos și foarte elegant, dar am citit foarte multe recenzii pe internet și am văzut acolo că oamenii spun că este un parfum gurmand, dar este genul acela de parfum gurmand care nu e gurmand, ceva de genul. Pentru că, cel puțin pe pielea mea, se simte foarte bine irisul, deci aș putea să-l numesc un parfum floral, un parfum pudrat. Are ceva acolo din acest ceai latte, cumva condimentele pe care le regăsim în ceai latte. Eu aveam la un moment dat niște condimente pentru ceai latte pe care mi le puneam în cafea, dar are ceva, dar destul de vag, cel mai mult
se simte irisul în acest parfum, dar este un iris atât de frumos. Este un parfum foarte pudrat și să știți că mă uit pe Fragrantica, o să anunț, da? Că am văzut foarte multe discuții în ultimul timp că ăștia de pe YouTube, ăștia care fac YouTube, țin Fragrantica sub nas, că ei sunt niște ghicitori care se fac că citesc pe Fragrantica, ei știu că recunosc notele, dar ei citesc de pe Fragrantica. Nu, nu, nu. Deci, ca să știți, citesc notele de pe Fragrantica pentru că nu sunt nici eu ghicitoare, dar, pe unele le găsesc pentru că am mirosit foarte multe parfumuri și pentru că știu cu ce să... De fapt, dacă simți de foarte multe ori irisul într-un parfum, știi cu ce să-l asociezi în creierul tău, irisul miroase așa și îl simți și în alte parfumuri. Și ușor, ușor începi să... creierul tău stochează acolo cum este irisul, cum este iasomia, cum este vanilia și stochează acolo și altădată le recunoști după ce ai tu un cap. Cam asta este, adică nu e vreo magie, nu e. Vorbim despre Anchor. Dar știți cum este să fii rău? Este super ușor să nu-ți vezi de treaba ta, este și mai ușor să vorbești aiure. Da, toată lumea face asta și eu încerc să-mi văd de treaba mea. Uneori când văd niște chestii, chiar încerc să-mi văd de treaba mea. Înțeleg, suntem oameni și facem chestii de genul, nu e nimeni perfect, dar na, zic și eu. Semințe de morcov, piersică, iris. În bază are santal, mosc, ambroxan și vanilie. Da. Persistă foarte bine și se dezvoltă așa pe o perioadă destul de lungă, persistă toată ziua și se simte mult timp irisul, dar un iris bogat, un iris puternic, frumos, feminin. Apoi se duce într-o zonă cremoasă, oricum tot, pe tot parcursul dezvoltării este un parfum cremos, pudrat. Și trebuie să-l mai testez pentru că are foarte multe nuanțe acest parfum. Haideți să-l deschidem. Oricum, o să mai revin cu informații despre el. În cutie găsim o husă și da, este super ok pentru că e numai bun de luat în vacanță, de luat în călătorii. Și aceasta este sticluța de 30 de mililitri. Ia să vedem. Da. Când am mirosit prima dată parfumul acesta, m-am gândit la irisul din My Way, parfumul acesta nou cu iris. Pentru că l-am mirosit, dar are ceva spicy. Dar m-am gândit exact, testasem înainte cu o zi, parcă My Way cel nou și m-a dus cu gândul, zic, oh, simt irisul pe care l-am simțit și în My Way. Dar aici este mult mai intens. N-aș fi zis că un parfum de genul acesta poate să mă cucerească cu irisul acesta foarte proeminent, dar îmi place parfumul și îmi place cum se simte pe mine. Se simte foarte frumos când îl folosesc și când îl simt în aer. Da. Este un parfum puternic, are mai multe nuanțe, are și aceste nuanțe spicy. Da, poate la asta se referă când zic gurmand și mai ziceau că seamănă cu tortul de morcovi. Am mâncat tort de morcovi, nu e cel mai delicios, sincer. Deci, dacă se referă la partea asta de gurmand, da, poți să nu te prinzi că la asta te duce cu gândul. Dar în uscare știu că are niște nuanțe pe care nu prea le-am reținut. O să mai discutăm și despre el. Cert este că aș vrea să mai testez și alte parfumuri de la Teo Cabanel pentru că îmi plac și tare curioasă sunt de Olala și de Cafe Cabanel. Da. Prezentarea impecabilă. Și haideți să trecem la următorul parfum. La Moonlight in Chiang Mai. Vorbim despre casa Dusita.
Să vedeți cum a ajuns și parfumul la mine, că are o poveste. Ei bine, am făcut un schimb și la acel schimb am primit acest decant. Am trimis eu la rândul meu niște mostre, decanturi, cum ne trimitem noi când facem un schimb. Ideea e că eu m-am îndrăgostit de acesta și nu neapărat că ar fi genul meu de parfum, ci pentru că mi s-a părut deosebit, mi s-a părut puternic, așa foarte strong, foarte persistent. Deosebit, da, ceva ce nu am regăsit în alte parfumuri și sunt așa. Pe de o parte îmi plac parfumurile comerciale, pe de altă parte îmi plac parfumurile mai unice, așa, mai deosebite, chiar dacă nu sunt genul pe care îl port eu de obicei. Când ai multe parfumuri, vrei să miroși și ceva ce nu s-a mai auzit. Știți și voi cum este. Apoi, fata care a primit de la mine s-a îndrăgostit de un decant, eu m-am îndrăgostit de acesta și până la urmă am făcut un nou schimb, așa că a ajuns la mine și parfumul. Dusita Moonlight in Chiang Mai este o apă de parfum și are o sticlă foarte elegantă, foarte delicată, foarte frumoasă. Foarte mult îmi place și aș vrea să încerc și alte parfumuri de la Dusita, dar acesta chiar mi-a atras atenția și eram cam supărățică pentru că are și un preț destul de mare și nu m-aș fi gândit că vreau să-l cumpăr, dar s-a nimerit să fie al meu. Și la fel și ea a primit de la mine. Haideți să vă citesc puțin despre parfum ca să înțelegeți mai bine. Deschiderea, o prospețime citrică energică din exoticul yuzu japonez, combinată cu opulența florală a iasomiei înflorite de noapte. La mijloc, condimentul cald al nușoarei indiene amestecat cu dulceața nuanțată vanilică a benzoinului Siam construiește o inimă minunată de densă. Notele de bază, o notă rășinoasă de smirnă, frumos învelită de tonuri lemnoase de paciul indonezian, vetiver haitian și lemn de tec tailandez, într-o îmbrățișare confortabilă de lungă durată. Doamne, deci cât persistă parfumul ăsta? Cât persistă și cum radiază, adică este un parfum foarte bun, foarte bun. Mirosul este unul foarte interesant. Are o dulceață în el. Eu acum miros acest decant. Are o dulceață în el. Se simte yuzu pe care l-am mai simțit, nu știu, în alte parfumuri, dar aici este ceva mai serios. Are poate un iz de bacara ruj. Are, dar o parte din el. Am văzut că și pe Fragrantica este asemănat cu bacara ruj. Și simt la atomizor, dar să știți că eu când am purtat parfumul acesta nu mi s-a părut că seamănă cu bacara ruj. Deci nu, mi s-a părut ceva cunoscut, dar nu știam de unde, adică nu seamănă chiar atât de mult. Are ceva, dar are și ceva puternic în el, are și o parte florală, are și o parte rășinoasă. Dar se usucă foarte frumos și am văzut la un moment dat că acesta ar fi cel mai masculin parfum de la Dusita, îmi zicea cineva acolo, dar mie îmi place. Este deosebit, este altceva și pentru asta îmi place. O să mai revin cu păreri despre el, dar a intrat în colecția mea și este un parfum bun, bun, bun. Să trecem și la următorul decant. De Oduel de la Diptic. Da, îmi place parfumul acesta, chiar este așa cum mă așteptam eu să fie, cum am văzut eu că îl... De fapt, am văzut multe recenzii și cam la asta mă așteptam. Da, nu este un parfum foarte intens, nu este un parfum care să... Nu-l văd, nu l-am purtat, dar așa din intensitatea lui nu-l văd să fie un parfum... pe care să-l simtă alții de la o distanță mare. Mi se pare un parfum mai aproape de piele, o îmbrățișare caldă, ceva mai intim.
Este o vanilie foarte frumoasă, caldă, nu foarte dulce și are acolo un iz aromatic. Mă duce un pic cu gândul la Jo Malone, cum se numește, Tonka. Mă duce un pic cu gândul la parfumul acela, dar când se usucă, când se încălzește acela, pentru că el în deschidere e diferit. Și da, este o vanilie aromatică, un parfum cald, foarte, foarte frumos. Chiar este finuț, elegant și frumos și am aici un decant generos, așa că o să mă bucur de el. Următorul parfum este, din nou, o casă nouă pentru mine. Bine, am mai testat una alta, dar nu am în colecția mea niciun parfum de la L'Artisan Parfumeur. Din ce am mai testat, mi-au plăcut parfumurile, sunt interesante, sunt deosebite, nu sunt atât de comune, de fapt nu sunt parfumuri comune. Și avem aici din colecția Peisaje, da? Colecția Peisaje. Am citit despre acest parfum și să citiți și voi că are o poveste foarte frumoasă. Am înțeles că se inspiră dintr-o zonă foarte frumoasă, cu orezării, cu flamingo, poate și nuanța asta mă duce cu gândul la o zonă de genul. Este un parfum cozy, un parfum zen, așa, pudrat. Are și ceva puternic în deschidere, se simt ceva aldehide, deși nu cred că, nu cred că are. Da, haide să vă citesc notele, să vă citesc notele. Bergamotă de Calabria, în mijloc avem Paradisione, orez și hedione și în bază avem lemn de santal. Simplu, dar interesant, foarte pudrat, chiar te duce cu gândul la... Este în primul rând un parfum destul de uscat, adică se simte orezul, dar nu foarte cremos, mai ales în deschidere. Este pudrat, floral, lemnos. Și când se usucă, devine ceva mai pudrat, o cremos, așa. Dar mă duce cu gândul la alb. Miroase, nu știu. Îți imaginezi că intri în cea mai... într-o cameră, într-o casă cu foarte mult alb, cu canapele albe. Totul așa foarte zen, cu lumânări, cu totul impecabil și totul alb. Și, nu știu, te întâmpină o persoană care este îmbrăcată în alb. Și... da, este genul acesta de parfum curat, pudrat, interesant parfumul, interesant. La fel, nu este ca niciun alt parfum pudrat și un parfum alb pe care eu l-am mirosit până acum. Este altceva, are și ceva în deschidere care mă duce cu gândul la aldehide, ceva mai puternic așa și un pic în... un pic cam, cumva te respinge puțin la început, apoi se împrietenește cu tine și este foarte drăguț, genul ăsta. Dar sticla, deci foarte, foarte frumos. Sticla, parfumul este altceva și da, mai mirosim și altceva. Un alt parfum care mie îmi dă senzația că este un parfum de nișă, dar nu este... practic nu este, pentru că nici nu știu dacă mai fac ei cosmetice și parfume, dar ei făceau cosmetice din ce am înțeles eu. Ideea este că îmi dă senzația că este un parfum de nișă din ambalaj. Arată așa, foarte, foarte fancy și sticla este una simplă și cutia cum este ea făcută și mirosul cumva este ceva mai deosebit. Și l-am inclus aici. Da. Nio & Co. L'Essentiere Estrato 4. Ei bine, acest parfumel are în deschidere citrice, în mijloc are note florale și note condimentate și în bază are mosc. El este... aici pe Fragrantica scrie că este un floral fructat de damă, dar nu îl văd floral fructat. Pentru mine este un parfum floral, pudrat, curat, moscat. Pentru că se deschide
Se deschide un pic citric, nu este o parte citrică prea puternică, pentru că se combină imediat cu partea florală pudrată, dar foarte diafană așa. Și musc, foarte mult musc are parfumul acesta. De aici încolo este un parfum curat și se încălzește, dar ușor de tot pe parcurs. Mi se pare un parfum de vară, ușor, diafan, clean și cozy. Nu e la modul clean, fresh, citric. Nu mă duce cu gândul la lingerii curate. Pur și simplu la o cremă diafană, lejeră, albă. Da. Are mult musc, dar nu este muscul acela animalic, ci este muscul acela curat. Cam asta voiam să zic. Îl purtăm și pe el și vedem ce ne mai spune pe parcurs atunci când o să fie purtat, pentru că cu siguranță parfumurile când le miroși, mai ales eu. Eu dacă miros un parfum în magazin, să știți că nu prea îmi dau seama de mare lucru, trebuie să-l mai testez o dată sau trebuie să testez doar 2-3, maxim 3, să pot să-mi fac o părere despre ele și tot sunt în dubii, adică tot aș vrea să-l mai testez. Și altceva când testezi un parfum și altceva când porți un parfum, este mare diferență. De multe ori de asta și întârzi cu clipurile, pentru că eu am decanturi, am mostre, dar nu vreau doar să le testez, vreau să le și port. Și ca să fac un clip îmi ia destul de mult timp, pentru că nu am timp mereu să fac asta. Și haide să trecem la o altă casă despre care eu nu am auzit până acum, dar parfumul se găsește și la noi. Accendis Floria Lux. Uitați-vă ce sticlă are. Spuneți voi despre sticla aceasta ce spuneți. Ce spuneți? La ce vă duce pe voi cu gândul sticla asta? La o brichetă sau la o... nu știu cum se numește. Prima dată când am văzut-o eu, m-a dus cu gândul la o sticlă din aceea de ulei. Ulei de mașină, ceva de genul, sincer. Floria Lux, ia să vedem. Ei bine, aici avem ceva foarte ușurel, foarte de vară, primăvară, vară. Este un fructățel care are ca și note caisă, pelin, bergamot, lămâie și grapefruit în deschidere. Are o deschidere foarte frumoasă, foarte... fresh, fructat, este, se simte așa un pic efervescent, dar natural în același timp. În mijloc avem osmantus, gălbenele, piele întoarsă, știți, stânjenel. Nici măcar nu am simțit pielea întoarsă, este foarte... Partea asta de mijloc mi se pare atât de bine amestecată că nu pot să disting ceva de aici. În bază avem mosc, ambră, vetiver și paciuli. L-am purtat și pe el cam de 2 ori așa. Ia să vedem. M-am dat eu pe mână. Îmi place foarte mult deschiderea. Foarte mult. Prima dată când l-am testat m-a dus cu gândul la Ananda Dolce de la Micalef, pentru că acolo avem un iz fructat de genul acesta, dar nu este... clar, se duc în direcții total diferite, dar este fructat, este vesel, este ușor, nu este nimic ciudat în el, nu este niciun fructat pe care l-am mai întâlnit până acum și partea asta fructată se cam duce, se tot duce în dezvoltarea parfumului. Pentru că eu o simt și amestecată cu partea pudrată, deci pentru mine parfumul acesta este un fructățel. Foarte drăguț, foarte natural, foarte vesel și îl văd un parfum perfect pentru perioada caldă. Foarte feminin mi se pare,
care aș putea să-l port așa, un parfum de zi cu zi, pot să zic, da. Un parfum de zi cu zi, are o persistență super bună. Da, da, da. Da. Haideți să discutăm și despre ultimul parfum de astăzi. Vorbim despre un parfum care se numește Enchanted Forest, iar casa este de Vagabond Prince. Am aici o sticlă foarte, foarte frumoasă. Are pe o parte o lebădă și pe cealaltă parte are o lună. Și o să vă fac și un close-up, o să fac clip pentru fiecare parfum în parte, să încerc să vi-l arăt, să fie ceva mai luminos, pentru că v-am zis că nu am lumină naturală. Aici avem un parfum aromatic mai dark, așa, o pădure fermecată, misterioasă. Are condimente, este un parfum așa foarte proaspăt, condimentat, pământiu, lemnos. Se usucă foarte, foarte frumos. Îmi place mai mult în uscare. În deschidere este ceva mai puternic, așa, mai puternic condimentat, mai greuț. Are și aldehide parfumul. Are foarte multe note, dar haideți să vedem ce are în bază, ca să-mi dau eu seama de ce mi-a plăcut mie mai mult în uscare. Da, are și coriandrul, simt în el. Chiar se simte coriandrul. Pin, cedru, lichen, opoponax, rășină benzoică, de siam, vanilie, patchouli, ambră și mosc. Da. Clar este un parfum care te duce cu gândul la o pădure, este așa mai sălbatic, mai puternic, dar se usucă foarte interesant. Este un parfum unic, cu siguranță nu este ceva ce întâlnești așa în orice parfum și îmi place chestia asta. Din nou, un parfum care mă scoate din zona mea de confort, dar o să-l port. Nu este o sticlă plină, deci am foarte puțin în el, dar de ajuns încât să mă bucur o perioadă, pentru că am foarte multe parfumuri și chiar caut să cumpăr ori sticle mai mici, ori, nu știu, și decanturi poate, dar nu prea sunt eu cu decanturile, prefer să am și sticla și să am puțin în ea. Da, asta voiam să zic. Cam atât cu parfumurile de astăzi, sper că v-a plăcut acest clip. Din nou, nu am făcut recenzii, o să mai discutăm despre ele, acum vi le-am prezentat, să vedeți și voi ce a mai intrat în colecția mea și primele mele impresii. Per total, da, sunt parfumuri care mă scot din zona mea de confort, dar care îmi plac. Unele mai purtabile, altele mai ciudățele, dar interesante. Și trebuie să vă zic eu că, haideți să vă spun așa niște concluzii. Acest parfum m-a cucerit pentru că mi se pare un parfum pentru perioada caldă, un parfum de zi cu zi. Îmi place că este proaspăt, este fructat, este un parfum pe care poți să-l iubești ușor și îmi place foarte mult Dusita, care nu este un parfum atât de ușor, dar este foarte frumos, foarte rafinat, aș putea să spun, și elegant. Îmi place foarte mult, foarte, foarte mult. Gata. Și voiam să vă mai zic și despre Encore de la Teo Cabanel, că este un parfum minunat și dacă aveți ocazia să testați parfumul de la Teo Cabanel, da, uite, în uscare parfumul ăsta este ceva mai cremos, se simte pudrat, se simte irisul, dar cremos dulceag, da, ceva cremos dulceag. Poate să te ducă cu gândul la niște prăjituri, dar pentru mine parfumul gurmand este acela care miroase, știți voi, a prăjitură. Este dulce. Acesta nu este. Este un gurmand care nu este gurmand. Gata, încheiem acest clip care cred că este destul de lung, dar asta este. Vă aștept pe grup. Găsiți grupul în descriere. Dacă vreți să veniți acolo și să vorbim despre ce credeți parfumuri. Vă mulțumesc că ați venit atâtea, deci nu mă așteptam să veniți acolo, sincer, și chiar am făcut ceva modificări pentru că vreau să intre
pe acel grup persoane care mă găsesc aici pe YouTube și de asta am pus și întrebarea. N-aș vrea să vină chiar toată lumea, că aș vrea să fie un grup pe care să ne distrăm și să facem chestii frumoase și nu neapărat să fie un grup de vânzări și de criticat. Adică nu există. Deci dacă veniți pe grup, acolo nu permit nimănui să critique pe altcineva, să vorbească urât la adresa cuiva, să jignească, să nimic, nu există comentarii. Deci grupul este zen, zen. Vă aștept pe grup, îl găsiți în comentarii, în descriere, pardon. Abonați-vă dacă nu ați făcut-o încă și cumva mi-ar plăcea să vină fetele care mă apreciază pe grup și care chiar sunt abonate. Nu așa, doar ca să stăm spectatori și să ne gândim, uite ce mai aberează și astea, că de chestia asta nu fug de treaba asta. Vă mulțumesc pentru vizionare, ne vedem cât de curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!